Zeci de candidați ai USL Gorj au primit astăzi binecuvântarea liderilor pentru a intra în cursa electorală din 10 iunie. PSD a stabilit 33 din cei 35 de candidații la care are dreptul. PSD-iștii nu au găsit încă un înlocuitor pentru primarul din Fărcășești aflat în arest de anul trecut. Un alt primar în funcție pentru care se caută înlocuitor este Aurel Băcanu Vladimirescu din Vladimir, care vrea să-și pună ginerele candidat. 35, sigur, deci care sunt în exercițiu, vor candida. Un semn de întrebare apare pentru Vladimir, unde domnul primar oscilează că va candida dânsul sau că va candida ginerile dânsului. Încă nu s-a hotărât, dar pentru săptămâna de vine avem și aici situația, problema clarificată. Liberalii au propus 20 de candidaturi. Surse din partii susțin că PNL va renunța la Tiberiu Ciobea, primarul din Mușetești. De asemenea, conservatorii ar putea primi 3 localități în care să pună candidați la primărie. Este vorba de Cătunele, Dănești și Samarinești. Liberalii așteaptă răspunsul conservatorilor la această propunere. Cu PC-ul n-am finalizat negocierile. Am înțeles că domnile lor au redus numărul de localități pe care le pretind ca și potențial candidați. Cred că astăzi, mâine, vom finaliza și cu ei discuțiile și vom anunța și din partea lor candidații de primar. În afară de primari în funcție, printre candidații propuși de USL sunt și cei care au fost în ultimii ani în scaunul de viceprimari. Eu zic că am șanse destul de mari și echipa primarului cu informatorii securității Culmeș nu cred că mai au nicio șansă să mai aibă să spui ceva urdar. Adică timp n-a făcut nimic și o echipă de informatori. Nu cred că am o luptă oarecum de grav, în vedere că PDL are 5%, cu cine ne bătem? Cu nimeni? Nu vă faceți probleme? Niciuna. Ați făcut un sondaj de opinie să vedeți cum stați? Nu. Dar am înțeles că a făcut PDL-ul și a ieșit pe locul 3 și 4, parcă, la Bărbătești. Termenul limită pentru anunțarea tuturor candidaților este 15 martie, dar cel mai probabil nu va fi respectat.